Locuințe mai sigure în cazul producerii unor incendii. Este obiectivul unei campanii derulate la nivel național de Departamentul pentru Situații de Urgență și care se înscrie în acțiunile derulate cu prilejul Săptămânii Protecției Civile. Vor fi instalate 10.000 de detectoare de fum și de monoxid de carbon în 19 județe din țară. Iașul va primi 500 astfel de dispozitive. Avantajul echipării locuinței cu un astfel de aparat este enorm, întrucât, în cazul unor scurgeri de monoxid de carbon, proprietarul s-ar putea să nu poată nici măcar să dea un telefon la 112. La nivelul județului Iași vor fi alocate un număr de 500 de detectoare. Aceste detectoare sunt detectoare de tip independent, fără centrală de detecție. Ele vor fi amplasate pe tavanul locuinței, astfel încât semnalul acustic să fie transmis local. Prevederile privind montarea acestor detectoare prevede anumite criterii privind alegerea familiilor sau a gospodăriilor în care se vor monta. Respectiv, clădirea trebuie să fie construită înainte de anul 2000. Se vor alege în special gospodării cu un număr mare de membri și în special familii cu mulți copii, persoane cu dizabilități, vârstnici, persoane singure. Detectoarele vor fi instalate în casele în care locuiesc persoane vulnerabile, mai expuse riscului de a deveni victime ale incendiilor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, vârsta înaintată a persoanelor și singurătatea se numără printre cauzele frecvente ale deceselor în incendii, mai ales în mediul rural.